Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean, aici la Roman 24. Invitatul acestei emisiuni este domnul Dan Dimitriu, cunoscut, pasionat pentru istoria locurilor natale și a ceea ce s-a întâmplat. Vă spunem bună ziua și bine ați revenit aici la Roman 24. Sărămâinile dumneavoastră și distinșilor dumneavoastră, telespectatori. Domnule Dimitriu, deși este vară, activitatea aceasta culturală în oraș continuă. Iată că evenimentele se țin unul după altul și au menirea să adune împreună comunitatea locală. Doamna Flora, aceste întâlniri, reuniuni bazate pe cultura trăiește, îmi dă, mă hrănesc spiritual cu asemenea lucruri. Și asta îmi dă puterea de a realiza cât mai multe. Iată că am participat împreună, ne-am întâlnit la zilele Comunii Moldoveni, o comunitate foarte apropiată romanului, cu o străveche istorie. Am fost invitat la acest eveniment și credeți-mă, atâta mulțumire sufletească mi-a dat pentru faptul că o perioadă a tinereții mele mi le-am petrecut pe meleagurile acelea. Iar în clipa în care, la vârsta care o am, sunt invitat, sigur că mi-a dat șansa să prezint multe lucruri și poate multe inedite care s-au petrecut de-a lungul timpului. Plus că am scos în relief istoria locurilor și așa cum a testat documentar moldovenii Poștii Porcești, satul Porcești se chema, a fost menționat acum 568 de ani. Dar localitatea este cu mult mai veche. S-ar putea să fie apropiată de Roman, așa, undeva pe la 600 De ce vă spun că este foarte veche? Fiind șef de fermă la ferma Aldeș, care era în acea zonă, în zona Comunei Moldoveni, la Gabără s-au descoperit pe vremea când distinsul profesor Iulian Antonescu, care era șeful muzeului de la Bacău, împreună cu care poartă numele, cu distinsul și cu eminența sa profesorul Vasile Ursache, care este a fost director al muzeului, un cercetător desăvârșit, au găsit schelete de 2 metri și jumătate, au găsit vase mari de neolitic, au găsit atâtea lucruri care atestă că în zona aceea a existat civilizație, au trăit oameni. Dar urmașii sunt la Săbăoan și la bun, toată zona. Aici mă refer la zona moldoveni. Păi la Arămești, la dealul lui Vodă, deci tot ce înconjoară zona, la Țuscan din deal. Părintele profesor Florin Țuscanu m-a invitat și cu dumnealui mi-a arătat, domnul Dan, uite ce am găsit. A găsit temelie de biserică din piatră. Ce demonstrează? Că acolo pe Hociuni, Țuscani, Moldoveni, deci toată zona aia, a existat civilizație. Deci 500 de ani e foarte puțin pentru. Așa, pentru istorie. Pentru istorie, bună, că a testat, că a scris. Dar real, cu mii de ani sunt. Deci de la cultură precucuteni. Sunteți pentru aceste, pentru că lumea spune, domnule, suntem în criză, foarte pentru multe cultură paranghelii. Nu există. Pentru cultură nu-i paranghelie, pentru că n-am făcut paranghelie și n-a fost nicio paranghelie. Vorba frumusețea pleacă dintr-o bugetul unei localități. Bun, au pentru urmează la Ruginoasa, duminică, urmează de jur împrejur toate aceste. Am fost invitat și la Ruginoasa. Sunt în sărbătoare. Nu mă interesează raportul paranghelii, că au fost invitați anumiți cântăreți, anumiți. Problema e aceasta, că la aceste întâlniri
Socializează lumea, se fac cunoscute lucrurile, se face cunoscută istoria locului. Ăsta este un lucru deosebit aici de important. Aici moldoveni, dar la restul sunt numai și Rucinoasa și are istoria cu Dulcești, cu astea, cu păi, la Bozienii de Sus, care tot în zona Rucinoasă, deci e acolo. Este ctitorie de-a lui Vasile Lupu. Peste tot în Moldova, unde calci, calci pe istorie, doamnă. Fiecare metru pătrat. Eu ziceam că în condițiile acestea de austeritate, că toată lumea cam asta reproșează. Pentru cultură nu trebuie să fie austeritate. Austeritatea este forma politică, economică. Nu, pe mine mă depășesc lucrurile astea și nu mă interesează. Toate aceste întâlniri la care sunt invitați artiști, ele încântă publicul, încântă publicul care bun, este. Merită. Asta se merită. Asta discutam ca pentru o zi sau cât vine aceeași. Se merită, doamnă, se merită. 100 de milioane să se aloce bani dintr-o comunitate. 100 de milioane sunt bani foarte puțin, doamnă, pentru activitate și pentru... Nu, pentru că vinovați sunt cei de sus din sistem care produc și fac ce fac. Nu oameni și nu comunitatea. Comunitatea, păi cum vrei ca să-i dai speranța celui care locuiește acolo? Că altfel își ia bagajul și pleacă să duce peste graniță. Până acum ați văzut că erau oamenii foarte sunt mulți legați de ținut. În ziua aceasta de asta, foarte mulți care lucrează în străinătate au venit în cursul zilei luni august. Și ce înseamnă? Ce înseamnă întoarcerea la obârșie? El s-a dus acum, din punct de vedere economic, s-a dus să câștige un ban. Bun, eu mai mult. Se întoarce. Merită acești merită. Oameni care lucrează să se simtă bine merită, acasă, doamnă, și cinste și le dau cinste și motivez pe fiecare gospodar care e gospodar și primar sau în Consiliul de Administrație a Comunii. Bravo lor, bine că fac. Prin asta ei creează evenimente la exact, care creind aceste evenimente te faci cunoscut. Și la Roman Duminică există această zi întâlnirea primarului cu diaspora. Bravo, a mai existat în mandatul celălalt o încercare. Prima dată au venit mai mulți. Oamenii care lucrează în străinătate au totuși o serie de idei trăind acolo, au văzut și schimbă, le comunice optica. Schimbă optica, sigur. Da, optica și să vedem cât și o să modul și comportamentul de viață, că se poate trăi și în alt mod. Ați văzut acum legătura omului cu pământul, ceea ce povesteam și la moldoveni, că pardoseala camerei era lichid cu lut, trăiau în paturi de lemn cu saltele de paie, nu erau nici relaxa saltele, nici ultimile descoperiri. Omul era legat de pământ. Când dimineața se ducea la muncă, prășea, săpa, recolta ceva, după ce făcea amiaza, stătea și pe un covor sau pe o rogojină. Rogojina, pentru cine nu mai știe, sunt acele împletituri de pănuși de porumb. Nu numai de porumb, da, și de porumb, dar se făceau din stuf sau papură. Deci rogojinile se bag. Da, la noi în Moldova nu avem stuf și papură. Mai sunt oameni care mai fac și acum și confecționează. Din pănuși de și porumb. Și din nuiele se făceau foarte multe coșuri, făceau multe scaune, făceau meze din... Deci acum astea sunt mai practic, aceste coșărci la exact, cele sau nerăchită. Exact, care transportau, da, care porumb, transportau banița, banița de porumb. Așa este. Din astea. Există în aceste localități și o serie de muzee, deci de etnografice. Cu porturile și cu obiceiuri de altă dată. Și vedeți că găsesc și știbeile unde se bătea grâu sau porumb și descălcau știuleții de păpușoi. Coșările acelea. Unealta care... sapă, lopată, secere, coasă, greblă, făcute din lemn, făcute din improvizate sau, scutate, furca femeii cu care torcea, fusul, melița cu care bătea cânipa. Deci fiecare... Avem în războiul de țesut, da. Războiul avem în câteva localități... Peste tot.
Nu peste tot. Nu avem. Avem la Trifești acel băiat care a făcut o pasiune, Lehovski. Băiatul de acord, este student de acord, la seminarul teologic. Dar să nu uităm studente un lucru. Fiecare comună și mergem în toate comunele din Moldova. Da, dar uite că acolo la Trifești n-a primit încă sprijinul comunității locale și băiatul acum, l-a făcut nu în... Acum, depinde în, de, de, de gospodarul principal. Dar să nu uităm un lucru. Natală. Înainte de Revoluție, la Trifești era, era muzeu etnografic, era, țin minte, director pe atunci a domnul Gheorghe și avea, pe urmă, profesori avea care... Avea un colțișor. Deci fiecare... Dar avem un muzeu deosebit la Tămășeni. Și ce mai fac tămășenii? Și după Revoluție, an de an au făcut ce... Portul popular din Valea Siretului, cu concursuri și venind echipe îmbrăcate în costume naționale și cu fel de fel de obiceiuri. Dansă, anul ăsta n-au mai făcut pe Valea Siretului. Nu știu, dar eu fiecare an și câțiva ani la rând m-au invitat și s-a zis la... Acum, în schimb, la Roman este pe punctul de a se organiza. Avem un colț etnografic la muzeul, la Casa Hoga și la doamna, Hogaș, la doamna Jora. Dar prea puțin, că noi nu intrat în circuitul deschis. Și acolo clipă, prea puțin. Sunt cei care fac din suflet și sunt instituțiile de stat specializate pentru ea. Avem muzee etnografice, avem la Sibiu, în Dumbrava Sibiului, care sunt de locuri, deci zona Transilvaniei, avem la București, Muzeul Satului, avem la Suceava, lângă cetate, avem etnografie, clădiri, totul cu obiceiuri și cu date. Bun, asta este statul, este statul român. Bun, dar sunt și persoane private, mai mult sau mai puțin colecționari și îndrăgostiți de memorie și achiziționează fel de fel de costume, fel de fel de obiecte din uzul casnic al țăranului și al muncitorului român din înainte de război și de-a lungul perioadei. Ce va însemna? Că știu că sunteți... Înseamnă modele pentru cei care vin. Știu că sunteți implicat în proiectul ăsta. Pe strada cu Zavod, acolo unde a fost grădinița, sau este acum grădinița 12. Nu, aia a fost casa distinsului profesor Nicolae Manolescu Strunga, primul oftalmolog român. Foarte frumos, bravo gospodarului care face și care a avut ideea să și acolo, bine, este un proiect european, să sperăm că... Și va fi muzeul personalităților și a tot cei care și-au adus o contribuție, au plecat din orașul roman, sau au venit în orașul roman, sau au trecut prin orașul roman și a lăsat ceva în urma lui. Asta dacă se câștigă fondurile europene, că dacă nu, nu văd eu cum o să facă. Se vor deja câștiga. Acolo nu, nu cred că numai dacă nu fie cineva Gigi Contra să fie. Dar lucrurile astea ar fi păcat să nu se facă, pentru că nu trăim cât zidul goliei. Ați văzut că anul ăsta înseamnă absorpție zero. Asta undeva, dacă se dă drumul treaba, la fonduri asta europene. Asta este treaba politicienilor și a economiștilor care sunt... Păi da, da, muzeul depinde de aceste fonduri, dacă vor veni sau nu vor veni. Și dacă nu vor fi, tot om găsi un loc și om face un acoperiș și om pune ceva. Acolo clădirea aia are nevoie de consolidare. De acord, doamnă, sunt de acord, totodată, așa cum ne-am... Este interesantă, dar am înțeles că se va intrat pe acest proiect și clădirea din curtea spitalului vechi. Dar normal, este că este vorba de casa Mauriciu Rigler. Bun, și acolo, știu că și acolo există un proiect. Trebuie să refac, păi nu este păcat că sunt simboluri ale istoriei. Și acolo ce se istorie? Va întâmpla? Acolo, aici este datoria personalului, a gospodarului, a edililor, practic a edilului târgului, care cu Consiliul Local vor lua o hotărâre. Da, tot este situația casei Cerebidache. Și casei Cerebidache. Doamna, știți ce mă bucur? Vă spun ce este sincer. Faptul că s-a început, faptul că se vrea, că până acum, până nu s-a vrut, nu s-a dorit, s-a căutat pe orice să se distrugă. Și știți câte case s-au distrus pe vremea bolșevicilor înainte de 89? Când... Am mers noi, am făcut o emisiune, eram la alt post de televiziune, pe strada mare,
Și acolo există două clădiri. Aia în care este apa Servu, iar e o clădire monument, acum au cumpărat-o, să sperăm că o să este bani în consolidare. Acolo unde este apa Servu, deci este fostul EGCL, Forțul Gospo. Și alături de ea este o altă Casa clădire. E cu totul altceva. Ei, acolo a intrat pe mâna cuiva și a renovat-o, că chiar acum am văzut, știți că foarte mult, în ultima vreme, foarte mult... Nu, e casa colonelului Botez. Da, este casa, a intrat probabil în... Am înțeles că a cumpărat-o familia Mihoc, dacă nu mă înșel, și au restaurat-o. Se locuiește, e refăcut, arată ca o bijuterie frumoasă. Pe mine niciodată... În schimb, nu s-a reușit nimic cu fostul muzeu. Pe mine nu m-a interesat niciodată cine a cumpărat casa, cum a cumpărat-o sau cum a intrat. Da, vis-a-vis, acolo, este casa... Două secunde. Dar mă interesează cine a construit casa, adică cine a clădit-o, ăla este... El este. Faptul că cel care a cumpărat-o respectă întru totul arhitectura, interiorul poate să-l modifice după plăcerea lui, dar faptul că respectă și restaurează clădirea în aceeași arhitectură care a fost construită de primul, pentru că ăla este și ăla intră în istorie cu construcția clădirii și al arhitecturii respective. Vis-a-vis unde a fost Muzeul de Naturale. Aia e casa veche Morțun. Morțun, domnule, s-au încăpățânat proprietarii aceia, n-au dat-o și văd că de la o zi la alta ea se deteriorează. Văd că se cresc oi acolo, nu știu cum se dă voi în centrul oraș să faci crescătorii de oi, capri. Nu mai e, dar chiar clădirea, dar proprietarii unde? Cade, nu știu cine sunt, asta e datoria. Ar trebui edililor și special a instituțiilor, a instituțiilor care se ocupă. Cu legea aia, că există legea aia cu taxa pe ruină impusă, care îi obligă să... Foarte bine. Bun, foarte... Așa, haideți să mergem un pic mai încoace și să vedem casa în care a funcționat pe Revoluție Romanul Liber. A fost o vreme și biblioteca aceea, iar și deplorabilă. Meritul și e bine că este în picioare, că altfel se dorea să fie distrusă și aceea. Pentru au demolat-o, că tot o furat-o din ea. Sunt multe lucruri pe care vreau să le spun. Cinematograful, Trianonul. Sunt proprietăți private, nu m-a interesat. Dar clădirea fosta fundație Miron Costin, prima bancă comercială, după aceea bibliotecă, n-am să-l uit pe distinsul profesor George Bunghez, datorită lui s-a înființat biblioteca municipală. L-a început acolo și după aceea a fost dusă în casa Vasile Ioachim. Deci meritul și s-a păstrat, pentru că acolo a fost și Clubul Țevilor, mai multe, deci s-au perindat pe vremea bolșevicilor mai Clubul multe. Clubul Țevilor, până la urmă, a fost pe urmă și în casa, s-a băgat și în casa Mareșal Prezan, care a fost donată. Culmea că și casa aceasta unde a fost banca, Societatea Miron Costin, și scrie și în statutul Societății Miron Costin, înființat în 1907, întreaga avere și întreaga colecție de bibliotecă, inclusiv clădirile, la vreme de bejeri, se vor dona edililor orașului. De ce a ajuns în situația aceasta? Nu știu, asta care... vor răspunde cei care au... Au răspuns să-l răspundă, dar iată că ea între timp a intrat pe mâna lui Vânt, a făcut acolo... Nu știu cum a intrat, asta e treaba altora, nu-i treaba noastră. Dar este treaba noastră, este să aducem. Treaba noastră este să aducem la cunoștință ce a făcut, cine este, ce este și ce a fost. Acolo după aia am mai fost un magazin de secunde. Și ca să nu mai uit un lucru, pentru că m-ați întrebat cu cele două clădiri, acum revin și pe urmă discutăm despre restul. Clădirea Goscomului este casa lui Hristache Ștepănescu, fostul director la Banca Comercială, prima bancă națională a României, este vorba de această fundație Miron Costin. Acolo era director acest Hristache Ștepănescu. Iar ulte lângă Hristache Ștepănescu, mai era un alt Ștepănescu, ăsta era un angrosist. Este clădirea care, prin demolarea acestei clădiri, s-a construit nou sediu al pompierilor acolo și cu mărirea spațiului. Clădirea aceasta a Goscomului, a lui Hristache Ștepănescu, a dispărut denumirea lui. Și a apărut Casa Ștepănescu, unde? În Casa Walter,
casa aceea în stil tiroles. Aici vreau să scot în evidență faptul că nu știu cine a dat aceste semnături sau au schimbat numele clădirilor. Și mai este încă o greșeală făcută la Hanul Viking. N-are nicio treabă acolo, Hanul Viking nu mai este, i-au fost dărâmat. Păcat. Și aici întrebarea că... cea mai veche clădire din România. Nu, cea mai mare clădire și cea mai veche care a rămas după Hanul Turcilor, este clădirea care încă este pe Ștefan cel Mare, este restaurată. A fost spital militar rusesc în timpul războiului, în primul război și în al doilea. Dar unde? Exact vis-a-vis de casa Walter. Și unde în casa Walter, știți foarte bine că a locuit cine? Compozitorul și dirijorul Jora, Mihail Jora. Și care am chiar avut Ministerul Culturii de cea care în stil tirolesc cu etaj. Chiar pe, și iar vis-a-vis a fost lângă ea, chiar lângă clădirea, a fost sediul Iamsat. Dar mai este acolo o casă, e vorba de fost sediul Asociației Vânătorilor. Păi aia este casa Walter, de aia vorbesc. Deci de aia vorbim? Da, de aceea vorbim. Că după aia între timp au acolo fost într-o cedată, nu știu, ea arată bine acum da, acolo. Bună dreptate a fost retrocedată pentru că urmașii este familia Dângă. Deci nepoții fetelor lui Walter căsătorite una dângă alta. E un asistent. Mă rog, sunt neamă, da. Sunt rude și eu l-am cunoscut pe inginerul Dângă care... A fost la primărie. Așa. Da, uite că nu, totuși nu știu dacă acum au luat-o și locuiesc în ea. Nu știu, nu interesează. Pe mine m-a interesat constructorul. Eu mai cunosc niște chiar foarte apropiați niște urmașa lui Walter, care au avut toate... Bogdan Dragoș. Aici aia unde a fost circa financiară și-au dărâmat-o și o grădință. Păcat, aia era o bijuterie. Domnule, unde nu-i minte, ei vai de. Și acum terenul ăla stă viran acolo. Nu știu cine este. Chiar cine în colț este. Pe Ecatena. Exact, cu Ecatena Teodoroiu și acolo a fost și familia Agarici, a locuit acolo, în acea casă Walter. Și mai există o casă, încă mai este o casă Walter. Bun, și nu răspunde în fața Bogdan Dragoș, cu etaj. Sunt patru apartamente acolo în casa aia cu etaj. O știu, acolo s-a fost învățătoarea mea. Iar mai este o casă, tot al lui Walter. Lângă ea, o casă micuță, aia știu eu că aparține unui nepot de-a lui Walter, ea încă în dispuț, eu țin de ani de zile așa, în stadiul de reparație, pentru că nu se înțeleg moștenitorii, sunt doi. E fata lui Walter. Ea a fost farmacistă. Nu, sunt mai multe fete. Au fost și băiați. Au și olivat, dar nu se nepotul. Și mai este o casă Walter. O să mă refer la cea a lui Agarici, că acolo e problema. Și acolo vor da seama. Să nu creadă cineva că se pot distruge anumite monumente istorice. Cine să dea seamă? Pentru că asta totul din colț plătește. Era o bijuterie și a fost mult timp până la Revoluție. Da. Cine a pus cine mâna a semnat, pe ea? Cine a... Treaba lui, îi privește, nu mă interesează. Dar nu îi privește că s-a distrus și nu va da nimeni socoteală. Credeți? Aceste clădiri au fost în proprietatea statului o perioadă și au fost consemnate acolo. Există o listă de patrimoniu la București. Încetul cu încetul va apărea și legea patrimoniului și domnule, Al Capone o dat socoteală după prohibiție. Nu știu, după dar ce mai folosește tot. Mic vor da socoteală? Se va reface. Bun. Vom verifica ce se poate salva, se va salva cel. Eu mă îndoiesc că ce a fost spus, distrus. Eu nu fac politică, nu mă interesează politica. Eu mă întreb și de asta. Deci casa asta în care acum am văzut că e oarecum pusă sub un soi de conservare ca și casa. Fiecare când au ajuns la putere au făcut legi, că nu știu ce lege sunt țara asta, că nu le mai înțelegi și nu mai gândești. Eu știu, dura lex et lex, unde e lege nu-i tocmeală. Dar ca să nu se interpreteze și interpretează legea după fiecare cum vrea și cum dorește sau nu gândește că, domnule, o lege trebuie să fie făcută, nu să învrăjbească oamenii. Vorbim de libertate, de dreptate. Ce înseamnă balanța aceea și o femeie cu
cu panglică la ochi, oarbă de așa trece. Oarecum refăcut este casa în care se află Casa Romașcan, acolo oarecum, deși sunt câteva elemente de chici. Aia este o clipă. Faptul că este în picioare, n-a fost distrusă, sunt casa fraților Rotenberg, fost clădire construită pe o veche, pe un vechi restaurant și o terasă Klauchowicz, iar Banca de Gros a fost locul unde primul muzeu istoric, Muzeul de Istoria Romanului, a fost construit în casa aceea, a fost Banca de Gros. Satisfacția și pe timpul lui profesorul Testiban o lua ființă și după aceea a venit distinsul profesor Vasile Ursache și a continuat și a făcut Muzeul de Istorie. Satisfacția la această clădire este faptul că s-a păstrat în picioare și nu că se derăma și se demola. Cum s-a demolat Teatrul Țăndărică, cum s-a demolat grădina Trianonul, da. Și după aceea 23 august, casa lui Brand, în care casa lui Brand, cinematograful Brand, da, primul cinematograf, primul cinematograf în orașul roman a fost cinematograful Brand. Da. După aceea casa unde se vindea pâine avea Martiros, stomatologul, cabinetul, era Lumier, era Lumier, era primul centru de cinematografie în Roma și după aceea de fotografii. Și urmă, Martiros a făcut. Ea a fost anul acesta Viții în care a fost dărâmat, iar și nimeni nu mai răspunde, o răspunde. Nu era vis-a-vis Viții, nu era pe partea de-aia, exact lângă, dacă țineți minte, potcovăria lui Mareș. Da. Deci Mareș, renume părinții lui Mareș, mai trăiesc copii, nepoți, dar Mareș ăla era un foarte bun, bun meseriaș. Și hamuri, dar plus în colțul galben, în partea cealaltă, de asemenea au fost han la început, unde și tatălui Leon Stein, al lui Nicu Stein, cel care a compus Sania cu Zulgălăi. Acum, după... Și localul primului, deci primului seminar teologic, acolo a avut loc. Politica de distrugere a vechiului centru a început, de fapt, în... Nu, bolșevici, pe vremea bolșevicilor. Nu, nu, nu. Ceaușescu. Înaintea lui Ceaușescu. Înaintea lui Ceaușescu. Păi, mi-amintesc că eu am copilărit în casa aceea a dentistului Brand. Brand trăia, ne-au dat acolo chiar unde a fost cabinetul lui, noi am locuit acolo, da, dar da. Ulterior s-a mai distrus. Și mi-amintesc că de strada mare unde era fost un magazin Pascal, unde era cofetăria lui Savin, unde era, nu au fost demolate toate și s-a făcut actualul pietonal. Înainte de a fi acolo și Pascal și cu tare a fost restaurantul, a fost restaurantul Sternati cu cofetăria, a fost ultima dată o clădire se mai păstra de sala mare a restaurantului, pentru că erau mai multe clădiri unde mergeai și luai o cafea și la bine ați venit, te întâmpina doamna și când pleca spunea mulțumesc și mai poftiți. Era o doamnă care vindea cafea, toate soiurile de cafea se vedeau acolo. Ăla era vechiul restaurant și cofetărie Sternati. Iar lângă el era la Burdujeni și era vestita carmangeria lui Andrieș. Să nu uităm lucrurile astea care au fost. Iar vis-a-vis era vechiul restaurant al lui Lupu cu berăria Bragadiru cu berii de Solca. După aceea părinții fraților Meninger s-au ocupat de, și au făcut un fel de împinge tava, o prima autoservire cu mâncăruri și cu toate felurile de produse agroalimentare. Acolo acum, tot moment arhitectonic este și hala orașului care... Este și mulți au apărut contradicție, dar realitatea este și ceea ce spun eu, nu fac afirmații gratuite, bazate pe două. Aici a stat două săptămâni, a stat cu Gustav Eiffel, înainte de a se duce la Iași și a construi Hotelul Traian. Deci, Hotelul Traian și această hală de carne, plus hala de carne din Iași,
este... Sunt identice. Dar până fost... la monument arhitectonic este și clădirea administrației pieților, care iar arată bine. Păi, dar e Casa Rorich. Clădirea aceea și hotelul acolo este Casa Rorich. Rorich, care avea moara la, lângă podul metalic, unde au fost prefabricatele. Acum, mai era și fabrica de ulei, tot al lui care a dispărut și în a zona, rămas... În zona aceea unde acum este construit bancpostul, au fost de asemenea o serie de clădiri destul de vechi acolo. Păi unde a fost bancpostul, minte... este fosta stradă Oituz. Deci fosta stradă Oituz, pentru că Oituzul era oarecum puțin înclinat și era pe colț, chiar la strada mare, era vechea tipografie Avramiancu. Patronul era unul Florescu, tatăl fostului, după aceea, ministru Florescu al industriei publice, nu știu ce. Da, la chimie a fost cel care a dat avize pentru construirea poliromului. Ei, asta e o altă istorie, să discutăm. O să discutăm. Dar vorbeam atunci că au fost fel de fel de interese. Deși exista o legislație potrivit căreia autoritățile locale nu puteau construi decât dacă terenul destinat unei construcții era proprietate. Nu proprietate, era scos, descărcat de sarcini arheologice. Ei, eu nu dacă lucrez... Păi tocmai nu s-a ținut. Și țin minte ce scandal a izbucnit atunci când fostul primar a aprobat construirea bancpostului pentru că Vasile Mocanu era consilier local, fără a exista acest... Nu, nu știu, era o chestie formală. Nu știu, da, cred formal acest, nu, dar iată că era foarte important. Dar știi ce lucruri sunt acolo? Acolo? Sunt de desubtul acestui și la bancpost și piața, fosta piață mică a orașului, unde a fost statuia eroului sovietic, unde s-a construit acest complex al de Victoria, magazinul Victoria, pe timpul Bocioviști. Domnule, sunt galerii acolo. Păi da, erau și vis-a-vis unde e complexul ăla, unde am locuit în copilăria mea, eu am locuit acolo și în copilăria mea, țin minte atunci când s-a construit acel complex meșteșugăresc în care e cooperativa Victoria. Pe 1 mai, acolo era fost un hotel Cobzaru, modern. Și tot așa l-au distrus. Sigur. Și distrugerea ajunseseră până în buza... Nu l-au distrus, hai să... Nu, aici trebuie să dăm cezarul. Pietonalului și cel mare. Acel hotel al lui Cobzaru în 42 a luat foc, dar de la o peliculă, pentru că în acea clădire era și cinematograf, era sală de spectacole, era restaurant, era hotel, că el se întindea de la strada Ștefan cel Mare și până în Suceava. Toată suprafața aceea... Și n-a mai fost refăcut în... N-a mai putut fi făcut, pentru că construcție foarte mare. Era de două ori mai mare decât fostul hotel Dacia, ca și ăla era un hotel foarte mare, care era la intrare în fața Preciștii Mari. Da, și tot... În fața Preciștii Mari era, acolo a funcționat până după Revoluție, a fost recent. Da, a fost, da, și ăla nu se mai putea, trebuia. Și dacă țineți minte... A fost o școală profesională. Nu școală, internatul liceului și a școlii profesionale la Umarul, cum era atunci arsenalul armatei, a IMR-ului. Și după aceea s-a scos, s-a făcut blocul ăla. Culmea este că în continuarea blocului s-a dus la vale. E vorba blocul cu Bulină. Care a fost, deci vă dați seama, acolo blocul ăla a fost din cauza celuilalt de alături? Nu din cauza, din cauza Bulină. Tot acestor galerii pe dedesubt, că ei au mers până la 20 de metri, 30 de metri. Dar fără să dați seama că la 60-80 de metri sunt alte galerii. Deci sunt galerii până la 80 de metri. Erau fosturile beche, beciuri evreiești. Nu. Aici vreau să scot lucruri cert. Nu au treabă nici evrei, nici armeni, nici sași. Erau de pe... De pe vremea grecilor. De când se făceau comerțul pe Valea Siretului dintre clădirea lângă cetățile la Pontul Euxin, Tomiscalatis, Histria, Enisala, etc., mergeau pe malul Siretului cu cei, cu teutonii din nord, Polonia, Cracovia, Lvovul,
Și atunci târgul de jos, că aici vreau, de aia am venit cu argumentul. Domnilor, romanul nu e la 1392 cu atestat documentat de la eu, Roman Mușat, că nu a făcut atunci în 1392. Avem un atestat că în data de atunci, la data de aceea, era Roman Mușat, a tot stăpânitor. Dar până unde? Atunci, deci e mult mai vechi. Cu mii de ani, domnule. Romanul este târgul de jos, este cu mii de ani mai vechi. Deci nu 300, 500, 700. Mii deci de ani. Putem vorbi de o istorie multimilenară? Categoric. Păi da, dacă... Doamna, de ce la Brad, pe malul Siretului, cetate Davă, da? Dacică, da? De ce nu se spune nimic de cetatea de la Bâra? Pe că tot cetate dacică au fost acolo. Ați trebuit să se găsească la Cântrești tăbliție cu în limba aramaică, deci cultură cu cuteni, se mai găsește acolo tot de-a lungul Siretului, la Botoșani. La Bâra a fost între perioada celor război mondiale, a fost acolo și plas, a fost... Iată că azi a revenit o simplă comună și nu știu dacă mai sunt câteva clădiri. Doamna, ce a fost la Bâra? Comunitate de evrei, da? Justifică existența a unui cimitir și destul de mare la Bâra. Bun, dar de ce nu s-a mai păstrat nicio clădire? Dar ce se mai păstrează? Arătați-mi ce se mai... În Bâra se mai păstrează două clădiri. Una este a fostului preot Dimitriu, care nume cu mine, da? Și mai este clădirea unde este primăria. Clădirea primăriei, clădire veche, sigur. Si. Bun, dar și așa de căzut că a devenit o comună ca oricare alta asta. Bun. Dar între cele două războaie mondiale acolo era și judecătorie, era și... Aha. Și mai era ce era? Mai erau și sate poenile uanci, care nu mai sunt nimic, nu mai au dispărut. Au fost atâtea. Bolșevici au, știți cum a fost politica aia de dărâmare a satelor și aducerea și făcându-l pe țăran proletar. Și acum nici proletar și nici țăran nu mai rămas, că o schimbat total. Structură. Mă rog, nu mă bag în politica universală, revenim la realitatea ce a fost, ce este și ce mai putem salva. Există, ce se poate salva, deci hai să zicem într-un oraș ca Romanul. A fost salvat, a fost salvat Colegiul Național Roman Vodă cu Vila Hoga și este meritul lui Leoreanu. Doamne, acest edil, acest om a făcut ce n-au făcut mulți. Nu vreau să ridic o sanale, dar dăm cezarului ceea cezarului. Iată că a fost salvat liceul 2. Atâta timp cât am văzut corpul tehnic. Corpul tehnic este unde a fost școala de muzică și atelierul 63, TMUCB și etc. Și actualmente este sediul PSD-ul. Da? E corpul tehnic al primăriei. Datorită corpului tehnic s-a construit asistență socială vis-a-vis de primărie, unde este policlinica cu plată sau laboratoare acum, da? Lângă liceul Roman Vodă, da? După aceea s-a salvat ce? Corpul B. Sturza, Tanta Cuzino. Eu nu sunt de acord și de asta am să vă rog toate forurile competente și mă adresez și lăsați pe mine că nu scapă de gura mea, este faptul că corpul B este liceul Sturza Canta Cuzino și trebuie revenit la denumirea, nu corpul B, nu Colegiul Național Roman Vodă. Roman Vodă era de sine stătător cu tot ce înseamnă învățământ. Marea mea mirare a fost faptul Sturza că Canta Cuzino la fel. Construită cam în același timp cu corpul A, altfel a fost terenul din coace, că ați văzut ce probleme tehnice a ridicat acum la restaurare. Păi nu uităm un lucru, doamnă. Partea unde liceul Roman Vodă. Acum arată deci, o bijuterie. În toamna asta se dă în funcțiune. Categoric. A fost cimitir, doamnă. Deci acolo era cimitir al și s-au obținut fonduri europene acum, s-a restaurat, se dă în folosință, dar știți care e culmea acum? Că amărâtul ăsta de minister al învățământului nu mai
vrea să dea bani pentru mobilierul școlar și la începutul anului ar trebui tot pe plan local să găsească o soluție, să scoată niște bani de acolo, deși așa cum arată ca o bijuterie acum, poate ar fi meritat mobilier să găsească ministerul să dea. Aveți perfectă dreptate, dar mobilier. Credeți-mă, nu mă bag în subterfugii lucruri de astea. Astea sunt treburi de gospodărie, de s-a făcut tot așa un apel să vadă ce se mai trebuie considerat. Faptul că s-a reparat această clădire, meritul primarului care a găsit cezarului, ce a cezarului, halal de bravo lor, și a tuturor. Aici avea și ministerul o bucățică de atribuție, domnule. Întrebarea a ministerul ca ministerul, cine reprezintă ministerul, doamnă? Că dacă o fi tot de ăștia cu deci înainte. Ministerul reprezentat la neam de Viorel Stan, care a făcut și el la rândul lui. Stați. A făcut și el la rândul lui demersul la ministerul și n-ai bani. Nu, v-am spus, nu sunt adeptul politicii, în politică economică sau domnul Viorel Stan, ce este inspectorul general, da? El este exponentul pe județ, dar nu el, e vorba sistemul ăla, e vorba de minister, da? E vorba de cei care sunt în Guvernul chiar României. La prima conferință trebuie să vedem cum s-o rezolvat. Nu pasăm, adică e foarte ușor. Omul ăsta poate să dea, să dă. Acum trebuie să facă niște laboratoare și trebuie un mobilier nou. Până la urmă, nu știu ce o să ne spună domnul primar la prima conferință. Nu, dar o să vă spună și Viorel Stan, pentru că el se zbate. Și vă spun niște lucruri, poate nu știe. Cât a muncit acest inspector general pentru tabere, pentru școlile, atât din județ, cât și din orașele Roman și Neamț. N-a făcut diferențieri că e romanul, că e piatra. Dacă țineți minte, pe timpul bolșevicilor, devenise parcă era odihone, ăla e la Roman, nu, n-am treabă, numai la piatra. Au trădat orașul Roman și tot de la Roman s-a plecat la piatra. Ori după, așa. După, nu mai e. Așa acum că acum nu tot. Mai e, nu. Să nu mă contrazic cu dumneavoastră. Am văzut atât presă. Relațiile care le am cu toți oamenii de cultură, atât din Piatra Neamț cât și Drom, Lucian Strochi, Cristian Livescu, atâția oameni, George Bunghez, Cornel Nicoară, oameni care, pictorii, Bezem, Bostan, toți, drag, vin la Roman, noi ne ducem la Piatra Neamț. Vorbim de partea de relațiile economice, politice, nu mă bag dar aici. Dar nu-i vorba de relații politice, aici, spuneți-mi, deci aloci tu Consiliul Județean 55 de miliarde de lei anul trecut pentru un tomograf pe care este dotat Spitalul Județean și acum abia cu chiu cu vai se aprobă în două tranșe să se aloce bani pentru stați un pic așa, pentru aparatul de radiologie s-a dat prima tranșă în mandatul trecut așa, iar acum stăm cu el împachetat și riscă să ne-l ia înapoi pentru că cei de la Consiliul Județean, cu consilierii noștri de la Roman, Manoliu, care a fost autorul de proiect, dar nu mai este vicepreședinte. Vedeți, asta e politică, avem 5. E Corduneanu, l-am întrebat, domnule, dar dacă te îmbolnăvești? Oana Bulai, sunt vreo 5 care au votat împotrivă, numai liberale au votat pentru și iată că nu poate veni a doua tranșă pentru aparatul. Deși astea 5,5% aici nu riscă, astea jocurile politice nu mă interesează. Vă spun eu că ajungă 5,5% din PIB-ul județului. Eu respect capacitatea celor care, într-adevăr, nu pot să spun că da, Manoliu, am toată stima și respectul, a dat pentru cultură, a ajutat cultura. Nu pot să spun de cei din Consiliul Județean care ne-a ajutat. Nu pot să spun, ferească Dumnezeu. Deci pe raportul nostru am fost ajutați. Din punct de vedere, și la bibliotecă au contribuit Consiliul Județean două. Păi datorită Consiliului Județean, doamnă, vorbim de ce se întâmplă acum la nu știu, nu mă interesează. 2016 Consiliul Județean a fost câștigat de PSD. N-are importanță cine a câștigat-o, dar am auzit, deci asta am auzit, că sunt băieți competenți, tineri,
dornici de a fi mai și care vor să facă ceva. Și asta mă încântă sufletul. Dacă văd, nu văd, atunci lăsați pe mine. Atunci încep să spun, bun, v-ați luat angajament. Dar eu vă spun, eu spun de câteva luni de zile că ar fi trebuit ca acum să se ducă și afară poate de asta prea de vreme, știți. Poate prea de vreme. Nu-i de vreme, stăm de jumătate an cu el ambalat și nu-l poate pune în folosință că ăștia n-au dat încă 5,480 Păi poate nu știu, nu știu încă. Ba știu, dar au spus pentru că la Roman e primar liberal, nu se vadă cât e la conducerea Consiliului Județean PSD. Asta e prostie și dacă vom merge cu capra vecinului, ne ducem. Păi uite așa ne ducem de asta și atenție, aici lucrurile stau și mai grav, stau și mai grav pentru faptul că Spitalul Roman, știți că el este finanțat din fonduri care vin de la casă. Ei, neavând pus în funcțiune acest aparat de radiologie, nu s-au putut contracta servicii de asta cu casa, că doar ei sunt plătiți din asta. Este un cerc vicios și iată că factorul jocuri, politic de jocuri, dar sunt grave jocurile. Vorba pentru lui, că și noi romașcanii suntem tot cetățeni ai județului, nu? De acord. Și atunci, nu, dacă la Piatra Neamț, din banii județului, nu din alții, dai 55 de miliarde anul trecut, la Roman nu ești în stare să dai 10? La Bișinul ăsta, satanice jocuri. Păi, jocurile astea satanice, astea numai fără de Dumnezeu. Păi, nu, vedeți nu că dacă ați fi știut, mi-ați fi dat dreptate, dar îmi dați dreptate că trebuie să fiu revoltată, că nu-i doar vorba de populația a Romanului, care are acum, cred că vreo 18 milioane, dar sunt și cele 27 de comuni care sunt deservite tot de Spitalul Roman. Categoric. Și uite că n-au dat și gata, au vrut, au și ironizat consilierii noștri. Și eu am pus întrebarea în conferința de presă de în două rânduri. Deci în două rânduri. Domnule, când dați banii din tranșa a doua să se dea? Doamna. Vor veni alegerile acuși. Vor veni alegerile. Și aștia stau 4 ani. Acum l-am întrebat pe domnul Corduneanu și chiar am avut o dispută cu el astea. Domnule, cum nu te-a durut mâna să votezi împotrivă? Ia că atunci când în Consiliul Local... Vor fi aleși... Când în Consiliul Local Daniela Suman a rupt asta și s-a putut construi biblioteca atunci când am dus-o noi, a dat-o afară și... A dat-o afară, ea acum are satisfacția și mulțumirea sufletească că a fost cea datorită căreia s-a putut aplica proiectul, pentru că votul ei a contat atunci, când în Consiliul Local. Și meritul ei mă întâlnă iată, acum iar este, astăzi, deci funcțiile astea politice sunt premenite. Și atunci mă întrebați, și atunci mă întrebați de ce sunt revoltată pe consilierii Corduneanu, Oana Bulai, Manoliu, care mai sunt de la Grumăzescu, iar de la, care au votat împotriva acordării celei de-a doua tranșe. Și credeți lucrul ăsta? E reală treaba? Eu nu dar cred. Cum dacă am fost la ședința Consiliului Județean? Deci s-a respins tranșa a doua pentru că aceștia au votat împotriva. Și ori liberalii n-au decât 14. Au spus că și ce au dat? Au dat banii respectivi, care trebuie să-i aloce aici, i-au dat pentru niște camere de luat vederi și pentru, oricum mai puteau, alea puteau fi amânate cu adevărat și tranșa a doua nu putea fi amânată. Dar astea sunt jocuri politice și o să vedem că o să-i ținim și noi de fiecare dată. Trebuie. Vedeți, aici trebuie presiune din partea mediei. Nu, trebuie, da, bun. Media, pentru că trebuie te instalezi datoria, tu factor politic. Da, te instalezi tu factor politic și spui, măi, Romanului și n-am să-i dau nimic pentru că nu-i primar de-al nostru. Doamne, dar ce, zic, vii cu banii de acasă? Am să vă zic un lucru cât se poate de adevărat. Nu dau nume, nu dau locații. Te duci undeva la o instituție de stat. Deci instituție de stat, nu privată. Te întâmpină cel care e responsabil dacă îți dă voie înăuntru sau nu îți dă voie. La ce ai venit? Păi, domnule, ca om de rând. Nu este, nu cu tare, nu. În clipa în care areți o legitimație de presă, automat se schimbă treaba. Deci totul pleacă de la mentalitate, doamnă. Românul nostru știe numai de frică, doamnă. Sau interpretează, dar ce ai venit să te impui cu forța sau nu știu ce?
Dar el te primește cu foi, că te face să nu mai intri și să te lești de camite. Poate și din cauza asta. Nu, a fost jocuri de acestea politice, dar nu cred, nu știu ce să se întâmple. Acum eu nu țin partea nici uneia, nici altuia și cu tare, dar cred că românul se va lumina și începe să lumineze, că tot ce se face, se face pentru națiune, nu pentru el. Noi suntem trecători. Noi astăzi suntem, mâine nu suntem. Da, stă în pixul, stă în pixul și în votul acestor. De acord. Dacă unii sunt competenți sau alții incompetenți, sunt alții care să îi judece și păi vor da judecăm seama. Noi ce, vor da seama. Vor da seama după ce își iau ăștia aparatul și pleacă cu el și noi la Roman rămânem să n-avem unde facem o radiografie. Trebuie să mă duc 49 de kilometri ca să fac un și stați un pic și cu tomograful ăla, că sunt niște fonduri acolo care sunt întâi folosite la asta și după aia o să-mi dea mie Romașcan accesul la tomograf. Aveți perfectă dreptate. Dar aici eu ca plătitor de taxe și impozite am și eu. Eu ca Romașcan am și eu dreptul să pot face o radiografie cu siguranță, să nu mă iradiez aici. Și asta este adevărat. Păi, vedeți? De ce sunt atât de revoltată și de... Vă eu spun. Vă dau tot respectul. Adică jocurile acestea politice și se văd pe scaunul acesta care stă 4 ani. Cât poate să steie? Au mai fost atâția în ultimii ani. Îl aveam pe... În fața cui răspund? În fața cui răspund? Pe Petrețuțea, care mi-a spus: Dane, totdeauna cultura și omul face politică de când se naște și până moare. Cultura face politică, dar niciodată n-ai să vezi o politică care face cultură. Da, bă, nu știu, sunt niște lucruri... Adică, păi sunt, doamnă, sunt. De neacceptat, care sunt, mie mi se pare, au adunat, au reușit să adune acolo și să iasă un inginer, președinte PSD și acum ăsta să răzbuni pe populația romană. Poate să fie un om luminat, adică un om cult, cultivat, intelectual, dar un intelectual nu poate deveni inginer. Să ne întoarcem așa, din nou. Politicianul, păi de aici, lăsați-mă să termin. Politicianul poate să fie cult dacă învață. Dar un cult... Nu știu, mi se pare că și în situația acestui aparat de radiologie ar trebui, cred că noi romașcanii, trebuie specialiști să procedăm la fel cum am procedat cu Casa Celibidache și să ducem o politică de strângere de semnături și cu care să ne ducem în Consiliul Județean să ne cerem dreptul nostru de a acorda perfectă dreptate. Tranșă. Și greu de să dea camere de luat vederi și altceva, să ne fi dat aici 27 de localități și cu romanul atâtea populație care trebuie să discut. Eu nu văd altfel rezolvată problema asta, că ăștia vor continua să aibă dreptul la voturi. Din 35 sunt doar 14 liberali care au votat pentru și restul au votat împotrivă. Împotriva alocării celei de-a doua tranșe. Putem face o comisie, adunăm și te duci în consiliul local și mergem în consiliu și discutăm. Nu știu dacă neapărat oameni de cultură romașcanii care trebuie să știe care este situația acestui aparat. Vorba și ce dar tot spunem, cel puțin eu, aici am răgușit de câte ori spun de nedreptatea asta care s-a făcut romanului. Întotdeauna, nu de acum. Întotdeauna se face și s-a făcut nedreptate. Vreți să vă aduc aminte? Când trădători din Roman de aici au vândut, când era vorba de județul Roman, eu nu uit, doamnă, au venit aici și s-au bătut cu pumnii în păi, facem județul Roman, nu cu tare. Păi asta a fost o utopie a lui Andone, se pare că a fost știu, cu județul spus-o, Roman, în sfârșit. Nu, asta e îngropată ideea cu grob, județul eu Roman. Eu nu îngrop, Romanul trebuie să devină din nou județ. Nu va deveni, pentru că la reorganizarea administrativ-teritorială se propune și desfințarea actualelor județ și formarea doar a regiunilor. Regiuni, da? E regiunea se va chema Roman. Să dea Dumnezeu, dar greu de crezut că nu se va chema Iași. Nu, niciun oraș
din Moldova asta nu este mai vechi decât orașul roman. Din dacă, cauza asta, dacă ar fi putere, păi dacă ar fi mai mult decât să vorbim, am aduce și tranșa a doua pentru apară de la Deologie. Eu oricum vă mulțumesc pentru prezența și în emisiune. Și eu că v-am putut fi de folos și dacă telespectatorii ne vor judeca dacă am avut sau nu dreptate. O zi bună! Doamne ajută!